Da. Vă rog să ne permiteți. Începem această acțiune prin a oferi câte o floare fiecarei doamne care împlinește 50 de ani de căsătorie, cu mari emoții. Vă spun lucrul acesta cu mari emoții. Știți dumneavoastră, personal mie, un ochi îmi râde și unul îmi plânge. Astăzi, mama mea ar fi împlinit 82 de ani și este decedată în urmă cu 2 luni de zile. Mă uit la acești părinți și spun tuturor celor care sunt prezenți și nu numai, părinții trebuie respectați la adevărata valoare cât trăiesc. Mie îmi pare rău, mama mea a plecat la ceruri, dar noi vom continua. Nu știu dacă e bine sau nu. Da. Nu am rămas așa impasibil la cuvântul domnului primar. Și vreau să completez prin vorba poetului care spune: cine are părinți pe pământ, nu în gând, mai aude și în somn ochii lumii plângând. Că sunt tineri sau nu, după actele lor nu contează deloc. E albiră de dor. Să le fie copilul cu o treaptă mai domn, câtă muncă în plus și cât chin, cât nesomn. Chiar acum când spun ca și cum aș urla, eu știu și simt și vă simt pătimind undeva. Restul poeziei în momentul în care am să încep recitalul. A fost Adrian Păunescu, celebru, repetabil la povară. Da, mulțumim. Aș da citire unui scurt discurs, n-aș dori să plictisesc, adresându-mă celor ce împlinesc 50 de ani de căsătorie, dragi sărbătoriți, stimați invitați, sărbătorim 20 de cupluri care celebrează un moment unic în viața lor, nunta de aur. Căsnicia este o încercare dificilă și mulți s-au dat bătuți, dar dumneavoastră ați abordat-o cu înțelepciune, cu putere sufletească și cu multă iubire. Iar acum, iată-vă, după 50 de ani, înconjurați de membri ai familiei, de prieteni, de apropiați, într-un cuvânt, de persoanele ce vă sunt dragi și care au trăit și trăiesc alături de dumneavoastră emoțiile vieții, privind în urmă și spunându-vă, zâmbind: nu a fost ușor, dar a meritat. Respectarea legământului căsătoriei, încrederea, aprecierea reciprocă, cumpătarea, buna comunicare și iubirea sinceră constituie probabil rețeta pe care dumneavoastră ați folosit-o cu succes pentru a ajunge să celebrați 50 de ani de conviețuire. Dragii noștri sărbătoriți, între trecutul ce v-a scăpat și viitorul pe care nu-l cunoașteți, este prezentul. Să rămâneți așa cum sunteți, să fiți fericiți alături de familia dumneavoastră și de toți cei dragi. Să fiți zgârciți cu timpul, să nu dați nicio clipă de-a voastră fără să primiți în schimb valoarea ei. Să nu lăsați timpul să vă scape din mâini. În continuare, voi da citire listei care cuprinde cele 20 de cupluri ce vor fi premiate astăzi în ordinea în care au avut loc celebrarea căsătoriei în anul 1967, moment în care aveam doar 7 ani eu. Aș începe. Beneficiarii celor 50 de ani de căsătorie, anul căsătoriei dumnealor, 1967, numele și prenumele, Fulga Mihail și Ileana, din câte cunosc din Larga, va primi o diplomă. Vă rog,
Claudia să le dați diploma. Buza și Ion și Maria din Bogata, Micloș Petru și Nicolina din Dofteana, Bujor Alecu și Claudița din Larga, Hârbu Matei și Aneta din Dofteana, Abădănii Zaharia și Maria din Larga, Ardeleanu Alexandru și Aurica din Dofteana, Bujor Constantin și Ana din Cucuieți, Hărăianu Costică și Doina din Cucuieți, Luca Matei și Domnica din Cucuieți, Țigancea Nicolai și Alexandrina din Larga, Ferăstroaru Costache și Ioan, cred că zic destul de bine, de pe Seaca, Valea Câmpului, Hârbu Mihail și Ileana din Dofteana, Bertelan Emil și Aurica din Dofteana, Bânțu Costache și Minodora din Cucuieți, Turcu Jean și Ileana din Dofteana, Breabăn Gherasim și Viorica din Dofteana, Moldoveanu Vasile și Maria din Dofteana și, nu în ultimul rând, în ordinea cum au fost căsătoriți, Leonescu Alexandru și Antoneta din Dofteana. Aceste persoane sunt persoanele care în urmă și în anul 1967 s-au căsătorit și au oficiat cununia civilă la unitatea administrativ-teritorială, la acel moment în comuna Dofteana. Doresc să fac o poză de grup cu dumneavoastră, stimați sărbătoriți. Eu voi veni la mijloc acolo, lângă doamna Micloș, facem o poză de grup și vă promit că, în termen scurt, primarul va veni cu un tablou frumos la fiecare în casă și am să vă cer permisiunea dacă mă și primiți. Vă doresc să aveți parte de multă sănătate alături de acei dragi dumneavoastră, iar după poza de grup, respectos, vă rog să mergeți înapoi în aceeași formație, unde veți primi un păhăruț de șampanie și premiul în bani. Deci cine ne face poze, vă rog frumos să spuneți dacă trebuie să ne restrângem un pic. Deci numai un pic, vă rog. Nealecu, restrângeți-vă un pic, să ne îngrămădim, să ne înțelegem, așa? Să-mi spuneți că e gata. Gata? Gata? Da, mulțumim frumos pentru poză. Vreau să întreb, casierul este aici cu banii? Deci în momentul când a coborât, să fiți foarte bine atenți, primesc un pahar de șampanie, loc jandarmii să vină aici la scară să acorde primul sprijin, să poată coborâ cei ce împlinesc 50 de ani de căsătorie. Numai un pic, nu. Iar după ce vor lua loc pe aceste bănci, le-am pregătit o surpriză care nu pot să vă spun ce surpriză va fi. Vă rog să coborâți, vă mulțumesc foarte mult și eu să vă deranjez, vin la dumneavoastră acasă.